Concertul caritabil Prieten Cuvântător cântă pentru prieteni necuvântători ajunge anul acesta la a cincea ediție în Baia Mare. Fondurile adunate vor fi donate adăposturilor de animale din municipiul Reședință de Județ. Acțiunea este extrem de necesară pentru a sprijini asociațiile care au grijă de câinii vagabonds, mai ales în condițiile în care autoritățile locale alocă mult prea puțin bani pentru îngrijirea lor. De mulți ani pentru adăposturile animale, acum o spun cu toată jena și poate autoritățile se vor sesiza un pic, autoritățile locale. Nu putem stăm dau la mila unei asociații din Germania ca să-i ajute. Dacă tot am lucrat să fie căția adunați de pe stradă și se ocupă asociațiile, atunci haideți să îi ținem acolo, să le dăm și de mâncare. Nu putem să-i ținem ca și într-un lagăr de concentrare, pentru că au nevoie și de mâncare, au nevoie de apă, au nevoie de medicamente. Accesul la concert se face pe baza unei invitații care trebuie cumpărată în prealabil, însă există și oameni care vin să doneze pentru această cauză din dorința de a oferi o viață mai bună cățeilor din adăpost, spun organizatorii. Mă bucură faptul ăsta că sunt foarte mulți oameni care se implică, ne ajută, ne sprijină și din cei care nu vin. Pot să vă dau un exemplu, chiar e o doamnă în vârstă, cam la 70 de ani. A venit și ne-a donat 50 de lei cu bucurie ca să ne ajute pentru acest eveniment. Concertul va avea loc la restaurantul Stadion din Baia Mare, începând cu ora 19 și locurile vor fi limitate. În total, localul are o capacitate de aproximativ 140 de locuri. Televiziunea Plus TV Maramureș este partener media pentru acest eveniment.